Jean Palăr. Good morning! Good morning! Engleză! How are you? Ah, fine! How are you? Very good! Fine! Fine! Mi-a plăcut aia cu yoga în mașină. Da, nu? Și... Serios? Da, și ție, și are, tu faci are dreptate. Lumânarea o face careva în mașină. Mașina nu. Iarna la nas. Mă uitam la Gianina Corondan și vreau să o întreb unde a găsit suc de mătasea broaștei. I-am văzut culoarea la păr. De ce vrei și tu? Ai vrea și tu? Așa, da, da, să-mi înverzească mintea. Ce faceți, dragii mei? Ia. Auzeam la el așa o chestie, langa-danga, langa-dang, mai devreme, da, și... Da, și mi-a dus mintea la o chestie, unul cu o căruță în sat, în mijlocul uliței, și avea o roată care zdrângânea rău de tot și... Răgă, dăgă, lăgă, dăgă, dăgă, lăgă, lăgă, dăgă, s-a scurat tot satul. Și unul l-a auzit și țipa fluieratul la el. Bă, roata aia, bă, la nimic, n-avea treabă. Lăgă, dăgă, s-a urcat repede într-o căruță și a fugit după el și mergeau paralel. Acum și ăla îi striga, îți bat o roată, bă, la nimic. Lăgă, dăgă, lăgă, dăgă, îți bat o roată, la ce? Îți bat o roată, la care era, nu te aud că îmi bat o roată. Măi, dar tu când auzi câte o treabă, ție îți vin imediat în minte bancuri, glume, așa ești în permanență? Da, de când m-am născut. Însă nașterea mea a fost o glumă, cred. Nu cred asta. Da, da, da. Noi ne bucurăm de lucrul. Știi că spuneam o chestie, că în clipa când m-am născut și m-a luat moașa... Moașa. Moașa. Moașa, m-a luat și dacă era bărbat, cum se cheamă? Moș! M-a luat moșul. M-a luat moșa, m-a arătat lui mama și a publit-o râsul săraca, știi, când m-a văzut. Au râs și asistentele, au râs și moașele și doctorii și... Tata era în permisie, că m-au făcut tineri. Și a venit tata după vreo 3 zile și m-a văzut și tata, a mai râs și ăla. Noi fiind ardeleni și ardelenii râd foarte rar. Rașii. A mai râs și tata de sarut vreo 3 zile, pe 3 zile a zis, gata bă cu râsul, gata. Iar nostru? Luați-l și aduceți-l pe al nostru. Da, gata, hai. Și am rămas eu. Că nu se mai născuse niciun copil în ziua aia. Și a zis, tata, mai alegem. Al nostru. Ce faceți? Vă urmăresc emisiunile. Bine, tu cum ești? Cum te simți? Ești bine? Beton. Beton? Am văzut că ai fost pe afișe vara asta, pe litoral. Spectacol? Toate afișele, absolut. Pe toate afișele. Afișele tu? Da, am fost făcut afiș. Cine te-a făcut afiș? Impresarii, organizatorii. Da, am jucat pe tot litoralul, toate grădinile de vară. Am venit un pic mai devreme că programul meu este foarte încărcat și am de treabă, chiar am de treabă. Merg la niște festivaluri de comedie, festivaluri de umor, care au început deja acum, odată cu luna septembrie, încep în țară. Și la mare și cu mai săptămâna asta și... Și gata, s-a adio dus și sezonul ăsta. Vreau să vă spun un lucru care nu-l știți și îl spun în premieră. Eu și cu Mirabela Dauer eram primii care ne trezeam dimineață la prima oră, la 4:30 ne trezeam. Nu să mergem la plajă, să dăm drumul la pescăruși, că cheia de la pescăruși era la noi. Până într-un final, da, până într-un final ne-au lipsit vreo 4 într-o zi și a zis să-i predăm mai departe. Am dat cheile altora, nu? Și am dat cheile altora. Ne-am, eu cu cine m-am mai fost acasă la spectacolele astea pe litoral? Cu cine mai fost pe afiș în spectacolele astea pe litoral? Petrică Mățu Stoian, Enceanu, Daniela Gheorfi... Lume multă! Da, 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 foarte, foarte mult.
Și divers, spectacol divers. Mai vine lumea la spectacolele astea de, de vară? Raul, Fuego, mult. A fost un artist. Și vine lumea, mai vine lumea? Singur. Da, plin. Bine, plin. Plin ca de fiecare dată. Da, sunt dornici, de, mai ales de amuzament, sunt dornici așa până la locomanda. Și cum zic eu, când râde românul, de fapt, ce face? Își arată fasolea, că așa se zice popular. Își arată? Fasolea. Fasolea. Știi că zice, arată și tu fasolea. Adică dinzi. Și priveam în sală, mai vedeam și boabe lipsă, dar ce vrei? Veneau oameni în grabă și uite, o să-și pună toate boabele. Dar, te întreb cum stai cu dragostea. Cu dragostea cui? Ma, cu ea ta. A, cu dragostea mea cum stau? Da. Bine. Foarte bine. Diana e singură, te întreb. De la 5 la 10? Da. 11. Bine, nu stai rău. 11 fără 25. 11 fără 25. Curios că am limba mare la ceas, că mi-am reparat ceasul, că n-aveam limba mare. Da, curios. Jane, burla convins? Nu burlam convins, am o relație, sunt cu o amică de vreo 4 ani și nu are 4 ani, doamne iertă. Asta mă gândea. Ești cu ea împreună de vreo 4 ani? De vreo 4 ani și 12 luni și... 4 ani și 12 luni? Adică ar fi 5. Ești 5? 5 ești, da. Ești mai scat de 12. Ai, mă, Jean, da, sunt de o perioadă bună de timp. Da? Și cum ai cucerit-o? Vreau să știu cum ai cunoscut-o și cum ai cucerit-o. Deci eu eram treaz. Asta e bine. Ea m-a plăcut foarte mult anesteziat așa cum sunt. Și a zis, ăsta e bărbatul zilelor mele. Eu îi zic, de acord. Eu îl cer, de acord. Eu îl trimis să curce, de acord. Eu îi zic, fă mâncare, de acord. Asta că eram, când eram anesteziat, sunt anesteziat, fac orice. Și cum foarte rar nu umblu anesteziat. Jeane, nu știu dacă se iau de bun ce zici sau nu. Nu mă înglumă, doamne iartă-mă. La mine lucrurile serioase sunt cele când vorbim, uite, o dar fotografie extraordinară cu Nadia Comăneci. Dar... De ce ți-aduce aminte poza? Am văzut multe, enorm de multe. De exemplu, la Jean am fost la cimitir anul ăsta și chiar în ghilimele m-a bucurat că am putut să fac curat pe mormântul, la mormântul lui Jean. S-a aprins lumânări și să văd niște lacrimi acolo, că m-au legat atâtea și atâtea amintiri de... Regretatul profesor Demrădulescu. De ce față am eu, ai văzut în poză? Uite, pe Bică Papaiani, alt mare actor, un gigant, un prieten extraordinar, Horațiu Mălăiele. Atâția și atâția, și atâtea amintiri. Doamne, doamne, Maria Ciobanu. Aici eram, mi-aduc aminte, acum vreo 17-18 ani, dacă nu mai bine, nu în poza asta, în poza cu Maria Ciobanu, la Festivalul Țuicii la Ploiești. Festivalul Țuicii? Da, la Pitești, pardon, la Pitești. Știți cum erau oameni buni și vacile erau bete. Dacă vă zic. Adică ori e festival, orice. Dorobanțu, asta a ținut, fotografia care o vedeți, a ținut coperta la... prima revistă particulară apărută în 1990, acum 28 de ani. Revista Câinele care meu. Care se numea cum? Revista Baricada. Ah. Baricada. Că era imediat după Revoluție, chiar în ianuarie a apărut după Revoluție. Prima revistă Baricada a regretatului Victor Eduard Gugui și scria de desubt, a venit toamna, acoperiți-ne sufletul cu ceva. Foarte tare. Cu mai departe ce spunea Stănescu. Îți mai aduce aminte prima piesă de teatru în care ai jucat? Sau prima ta apariție? Debutul? Da, se numea după un serial de televiziune care se chema la vremea aceea Midnight Caller. Așa. Și s-a
schimbat la 90 de grade totul și s-a numit Midnight Paler. Paler de la miezul nopții și am jucat atunci peste 100 și ceva de reprezentații, 150 dacă nu mai bine. Eu am o curiozitate. A fost sală plină. Am o curiozitate, ați renunțat vreodată la mustață? Dacă plătiți, o dau jos acum. Da? Da. Să începem negocierile? Serios, sau? Da, de când vă știu aveți mustață? De când purtați mustață? Fără mustață sunt ca unul în pielea goală, dar nu contează. E greu. Puneți banul, aduceți bărbierul și băf, băf, am și dat-o jos. Cât să fie? Cât? Pune și eu vă spun când să vă opriți. Păi să știm de la cât începem. Păi, începem cu mărunții și negociem, cu... nu, dați pornirea. De la cât? Hai să vedem. Să fie în bani? Că... În bani, normal, că în natură sunt prea bătrâni. 100 de lei. Pentru un milion de lei să rămân în pielea goală, Doamne iartă. 100, nu-i... 150, că sunt un negociator bun. 200. Mai pune? 250. Mai pune? 280. Mai luat cu 3 lei, 2 lei. E generoasă, e generoasă, Diana. 300. Eu nu. Eu nu ce? Tu nu te razi? Că ea n-are mustață, nu? Astăzi. Eu în pielea goală și fără bani, dacă e, da. Păi de adică, ce nu-ți pui fără așa? Fără mustață, adică... Adică fără mustață. Rad mustața, da. Rămân gol, tu goală, ne unim goliciunile. Mergem la mare, păi ce crezi, că stăm aici la umbră? Deci supralicităm cu Ramona? Cum? Merge? Supralicităm cu Ramona? Nu, 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 nu. Are un bărbat, ferească Dumnezeu. Îl cunoaște bărbatul? Întâmplarea face, nu să-l cunosc, să-i fi văzut fotografiile și... Ah, okay. Nu mă urmărește pe Insta, mă urmărește pe Instagram. Nu, alții. Și la rândul lor ei îi dau mie, eu dau la altul, e telefonul fără fir. Dar chiar așa îți plac rețelele astea de socializare? O parte da, o parte nu. O mică parte. Folosești rețelele de socializare? Când și când. Când și când? Da. Mai vezi ce mai e pe acolo? Mai intri, mai dai un like? Nu, da, dau like-uri unde, pe ce mă amuz cel mai mult, pot să-i pronunț numele, da, pe WhatsApp, am așa? Sute de prieteni care ne trimitem unii altora fel de fel de jucărele, de glumițe, de... Și ne amuzăm așa, nu pe rupte, e o jale totală. Păi trebuie să-ți faci un grup din ăsta mai mare acum, se fac grupuri din astea extinse. Bagi mai mulți oameni în grup acolo și vin glumele din mai multe părți. Păi am vrut 3.000 și ceva, 4.000. Doamne, Dumnezeule mare!